Aurora a dat naștere în urmă cu câteva zile celui de-al treilea copil. Bebelușul nu a fost vaccinat nici împotriva hepatitei B, nici împotriva tuberculozei. Nu, nu ni s-a spus că s-a făcut, deci nu. Sunteți un pic îngrijorată? Cum? Deocamdată e bine. Nu avem îngrijorări ca să ne facem probleme, să merge bine. Cum vă gândiți să procurați acest vaccin? Păi trebuie să apelăm undeva la... că fără așa ceva nu putem să riscăm să bolnăvească. La Spitalul Filantropia din Craiova, vaccinul antihepatita B s-a terminat în luna iunie, când din 170 de nou născuți au fost imunizați doar 4. În iulie, niciunul dintre cei 114 născuți până acum nu a primit acest vaccin, doar BCG-ul, care s-a terminat și el vinerea trecută. Momentan, în Spitalul Filantropia nu mai există vaccin antituberculos și nici antihepatitic. Când stocul de vaccin va fi refăcut, nou-născuții nevaccinați vor fi chemați ori la spital, ori la medicul de familie pentru a fi vaccinați. Până la vaccinare, nou-născuții cărora nu li s-a făcut unul dintre vaccinuri, recomandăm să fie feriți de mediul public și să evite contactii care au una dintre aceste boli. Criza de vaccinuri este cauzată de întârzierea organizării licitațiilor de către Ministerul Sănătății. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dolj spun că județul nostru a fost nevoit chiar să trimită doze de vaccin către alte spitale din țară, unde stocul era de mai mult timp epuizat. E o problemă la nivel național, nu s-a mai putut face aprovizionarea la nivelul Ministerului Sănătății. Din câte am înțeles, spre sfârșitul acestei luni există speranța de achiziționare de doze de vaccin care să fie trimise către județe. La noi antihepatiticul s-a terminat mai devreme, mai există încă BCG în unele unități sanitare. Vaccinul împotriva hepatitei B trebuie făcut în primele 24 de ore de la naștere, iar cel împotriva tuberculozei în a 5-a zi de la naștere.